Salutare barbașanilor, astăzi se întâmplă ceva magic pe Utopia, se alege noul primar și vreau să vă spun încă de la început că nu voi candida nici această săptămână pentru că pur și simplu nu am timp să mă ocup de funcție, trebuie să stai toată ziua pe Utopia dacă devii primar și din păcate ați văzut că mă ocup și cu altele, mă joc hărțile abonaților, fac multe multe alte chestii și nu am timp să mă ocup de primărie, așa că eu sunt bucuros cu funcția mea de măcelar nebun, poate o să devin și polițist ceva, nu știu, mă angajez în poliție. Scrieți voi acolo în comentarii ce vă doriți să devin eu pe lângă măcelar, să-mi iau încă un job, nu știu, vedem noi. Ca idee, acum le strângem toți și noi o să revenim direct de la masa votului, plus astăzi o să vorbim și cu constructorul să ne facă ceva magazin, blăniță. Uite aici o să fie magazinul nostru, eu uite-l pe Danny Dan, salutare Danny Dan, ce zici? Uite aici o să fie magazinul nostru unde o să vindem diverse. Bun, acolo avem și cofetărie, s-au întâmplat multe pe server, dar mai multe discutăm după ce se alege primarul din Utopia. Vă pot spune încă de pe acum, eu îl voi vota pe Sinner. Eu am zis, le-am zis tuturor că nu candidez, v-am zis de ce, să nu fie cu supărare, vreau susținere din partea voastră. Știu că vă doriți să devin primarul acestei serii, pentru că eu am inițiat această serie, eu am propus-o. Eu am venit cu ideea de roleplay, dar, din păcate, v-am zis, vreau să se ocupe cineva care are timp, care toată ziua e pe serie, așa că hai să trecem la vot. Barbașanilor, hai să facem un pic de XP până când se strânge toată lumea, că mai durează. Am crezut că am stat vreo 10 minute, așa nu s-a întâmplat nimic. Am zis, hai mă, să facem un pic de XP. Opa, că-i... Ok, era pe aproape. Oare pe aici putem să facem o schemă? Să ne ucim și noi cu Elytra? Nu prea putem. Hai mă, du-te odată. În fine, revenim cu... De fapt, stai că poate unii dintre voi n-ați văzut ferma. Hai mă să vă arăt ferma. Că știu că vă doriți unii să vedeți. După aia strigați după mine pe stradă. Bă, Nocivane, băi, de eu n-am văzut ferma de XP. Hai că nu durează 5.000 de ani. Revenim cu ferma. Prieten, cineva deja farmează aici. Că văd cum mor endermenii de la distanță. Care ești, mă? Sau mor ei așa? What? Muriau ei singuri. Oh my god. Hai să auziți și voi un pic endermenii. Măi, oare mi-a mai dat sunetul înapoi vreodată? Nu cred, nu mi l-am dat. Mi-l dau acum. Hai că revenim cu XP-ul pe care îl fac. Așa arată ferma de endermeni. Fac și eu un level 30 în 5 secunde. Uite, uite, pe clip. Nici nu mai pun pauză. Ia uitați-vă cum crește levelul. Asta înseamnă Utopia, boys and girls. Sper că ați bubuit deja butonul de like. Apropo, dacă n-ați făcut-o încă, toată lumea să bubuie butonul de like acum. Cum bubuie endermeni ăștia în fața voastră. Și un subscribe cu clonțopel m-ar ajuta enorm. Aparent uitasem raionul pe ecran, îmi pare rău și nu se vedea levelul. Dar uitați-vă și voi cât de ușor am făcut 30. Uitați-vă cum crește levelul. No, asta da fermă de XP. În fine, v-am arătat-o și în episodul anterior. Dar ca idee, cu ce level am venit eu aici? Cu foarte puțin oricum. Și în cam de 2 minute sunt aici și deja avem level 32. Uite cum crește levelul. Eu nici nu mai fac nimic. Eu doar aștept să crească levelul, atât. Oh my god. Man, uite-te că nu mai fac. Deja 33 jumate. Cu level 11 am venit, din câte zic barbașanii de pe Trovo. Vă aștept și pe voi pe Trovo. Aveți primul link din descriere. Dați un mare, mare follow acolo să primiți notificarea când se întâmplă treaba. Deja 35. Lejer. Mai stau un pic la farming până când mă cheamă băjeții la vot. Și după aia mergem la vot. Hai să văd cât level pot să fac până atunci. Am făcut și eu lejer de vară un level 55, așa, după ce terminăm cu alegerile, ne mai băgăm ceva enchanturi blană, că de ce nu? Și plus de asta trebuie să negociem cu Green, să vedem să ne facă magazinul, să-l putem deschide probabil prin episoadele următoare, vedem, dar trebuie să-l punem la treabă. Pe lângă asta trebuie să mă mai dezvolt un pic, să îmi mai hrănesc toate animalele, să văd și eu ce stocuri am de lână, de toate cele. Și cam asta mi-am propus pe episod. Bine, sigur intervin multe, multe altele și de-abia aștept să vedem care-i treaba cu alegerea primarului. Și cine credeți voi că va ieși primar? Eu sincer zic că va ieși Sinner. Cel puțin eu pe Sinner îl voi vota. Bun, și voi și iară votul meu ca să nu ziceți. Bun, perfect, hai că eu cred că ne ajunge. Revenim cu votul, sper.
Foarte mulți mi-ați spus în episodul anterior că am greșit ceva. Ei bine, trebuie să reparăm acea greșeală. Dați-mi 2 secunde. Greșeală rezolvată. A, nu chiar, nu chiar. Stai un pic. Acum este totul complet. Frumos! Acum chiar sper să revenim cu votul. Ideea este că eu tot aștept să intre toți, nu suntem oricum prea mulți, să se facă odată votul. Cu toții așteptăm cu nerăbdare. Între timp am descoperit că mai avem încă un cadou de la doamna primar. Mulțumim, doamna primar. Avem 2 stecuri de cartofei gătiți frumos și 3 diamante. Iau diamantele pentru început să nu le pierdem. Ok, acum chiar ne strângem, aici se va face votul, suntem 4 persoane, revenim direct cu votul. Ura! Ajutor, lasă-mă în pace! După masă. Să mă ajute cineva, bă, de ce tragi mă după mine? Ce vrei de la mine, zi? Nimica, hai, jos armura. Dar zi ce ai zis înainte, auzi că jos armura. Vezi că jos armura, mă. Te-am pe filmare, că m-ai amenințat. Suntem aici toți. Bun, haide. Suntem pe ready. Veniți unul lângă mine. Că sunteți... Deja ce votăm doar cei care suntem de față. Aveți Ender Pearl-uri Mocha dacă vreți. Deci votăm doar cei care suntem de față, da? Da. Păi votăm și pentru cei care nu sunt lângă ceilalți... mine. Nu, mi se pare stupid. De ce să votăm? Green, du-te lângă mădă. No, bun, votăm doar cei de față, e ok atunci. Votăm doar cei de față, da, cel mai bine. Da, eu sunt bunicul măcelar, pot să votez de 2 ori? Bă, lăsați-mă, vă rog, să-mi filmez și eu clipul. Ok, bine. Liniște puțin. Liniște în sală. Așa. Votarea va începe acum, așa că vă rog frumos să luați un book and quill. Vă scrieți votul în liniște, fără să-l spuneți cu voce tare. Încă o chestie, disclaimer. Să nu spuneți pe carte, când o semnați, pe cine votați. Scrieți Normal. Numele la carte, vot, pentru că data trecută... Da, am văzut că oamenii scriau numele. Deci, puneți numele la carte, vot. Păi atunci revenim într-un minut ca să aibă toată lumea timp să voteze. Mi se pare safe. Bun. Hai să vedem. Spinner, stai să-i scriu exact cum are, mă. Unde-i, mă, el? Care cu NN mare, parcă. Ia uite că pleacă. Stai să văd ce votează. Ne uităm la Spinner ce votează. Asta e o glumă, da, cu Spinnerul, că așa are și el titlu. Eu-l votez pe Spinner, bă. Votez S P I NN R 23. Până 23. Primarul Utopiei. De ce? Pentru că da. Dan? Asta e că te-ți dau sign. Dar se vede, mă, cine o scris, mă. Sau nu se vede? Sign enclosed. Ia. Da, mă, se vede cine, oricum. Scriau pe cine votau ei înainte. Am înțeles. Bom. Ce am făcut? Am luat... Nu știu ce am făcut, dar în fine. Bun, hai să revenim cu toții. Sunteți gata? Deci da, nu votăm... Da. Stai. Suntem confuzi aici cu voturile astea democratice. Le punem? Gata? Stai puțin. Da, s-au strâns cam multe deci, cărți, practic, nu știu ce să zic. Deci, practic, votul lui Silent nu contează. Nu. Păi nu, luăm în considerare doar cei care sunt aici. Ok. O să iau voturile, sunt la mine. Ok. Voi reveni cu concluzia într-un minut maxim. Da, la revedere. Ok. Bine, te așteptăm. Uite cum pleacă așa cu spatele. Băieții și fetele, cine credeți că iese? N-am niciun fel de idee. Ori, eu zic sincer, ori Sinner or Pain. Eu zic că iese bunicul măcelar. E posibil. Vedeți că dacă ieșam eu, vă dădeam carne infestată direct. Oh, nu, e un cap de dragon. Ce? Ce aveți capete de dragon? Cine are cap de dragon? Cine are, mă, cap de dragon? Ia uite. Mai litra pe aici. Cine are cap de dragon? Cine are și elitra? Ia uite. Nu știu. Aoleu. Ia fii atent. Spinner, hai să ne întoarcem, să sărim deodată și să mergem în față sau nu știu în ce direcție. Apoi stai, mă, că n-am zis start. Hai înapoi să decolăm. În același timp? Da, hai, 2. Așa, 3 și... Oh my god, ce e aici? Concurs de dragoni. Da, Danny Dan nu prea e dragon, e un pui de dragon. Mamă, așa e devenire. Ce ați făcut aici? Olo, o să mai spesc.
și n-am armura pe mine. Și acum să vezi direct hit da, by... Planează pe burtă, planează pe burtă. Cine câștigă, cine ia premiu, hai că premiu, cine iese la... Cine ia premiu. Nu, hai să votăm, adică nu, să ne gândim cine ar ieși. Eu zic că nu o să votăm, gen, să... Bună ziua! Gata, da, da, da. Încet. Cu egalitate de voturi. Nu pot să cred. Nu cred. Nu cred. Știu păi cine. Nu pot să cred. Enquiluri pentru toată lumea. Iar acum toată lumea va trebui să voteze între aceștia păi doi. Păi același lucru o să iasă. Sau, nu mai erau și voturi pentru alții? Nu, practic trebuie votat din nou, dar... Da. Păi trebuie să schimbe cineva votul și nu o să se se dă pe corupție pe aici. Mă gândiți de două ori. Băi, eu cu Pain mai are rost să votăm. Painule, stai așa că noi nu mai are rost să votăm. Cu oricum, noi ne votam unul pe altul. Da, 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 adevărat, da, corect, da. Pune aici, așteptăm noi Pain. Vino cu ăla, vino cu ăla, vino cu ăla. Hai să mergem într-o convenire separată să ne gândim. Nu vă mai puneți, acum votăm direct, nu mai așteptăm. Ok, hai, votăm direct. Gata, unde punem? Stați să vă tăi și eu. Tot aici. Ok, gata. Două voturi. Trei. Trebuie să acum fie șase. Patru. Gata. Oh my god. Cinci și mai unu. Acum eu pun. Mamă, ce cursă strâns. Mamă. Ok. Ia. Yeah. Unu. Cine credeți? Emoții. Oi. Nu, din nou. Oh ce my god, dar e logic, că toată lumea și-a păstrat votul. Mamă. 3-3. Oh, la. Eu zic nu pot să cred. Și gata. Sau nu știu ce să fac în momentul ăsta. Dar ce ar fi să... Practic, ar trebui să, în mod normal, ar trebui să se numesc eu unul din ei, fiind post. Nu, da, eu zic să rămână amândoi primari, că eu o să fie fan să fie doi, o să se certe între ei, o să râdem de ei. Care e treaba, că nu prea merge doi primari. Trebuie măcar un vot diferență. O să fie destul de ciudățel. Eu zic că o să fie fan, că o să râdem de ei, okay. Că se ceartă. Eu zic să le facem o cursă sau ceva, mă, da? Da. Da, ar putea să fie ceva de genul. Păi da, dar oare ce să dai el unui primar? Un adică... da, 1v1, da, cred. Cel mai primar ești dacă câștigi 1v1. Am o idee, un concurs de cultură generală scurt, că avem nevoie de un primar. Întrebări din Utopia. Da. Îi pune fiecare câte o întrebare. Fiecare câte o întrebare sau două întrebări de fiecare? Nu, câte o întrebare, câte o întrebare zic eu. Ok, vreți să le alegem noi acum? Păi nu, pe rând, pur și simplu, adică ce ne vine. Și fiți atenți, cine răspunde primul dintre ei doi, ia punctul. Adică eu pun o întrebare, dacă Pain răspunde primul, bam. Hai să punem un clopot și să dea un clopot cel care știe răspunsul primul. A doua. Yeah. Adică am la poliție. O să-l iau și după aia îl iau. Cine pune întrebările? Gen, măcar una să fie. A venit cu ideea, vreau să pun eu o întrebare ceva, măcar. Eu așa am o idee, gen să îl punem să denumească toate joburile din serie. Gen cine ce joburi are? Păi trebuie să știe primarul, nu? Da, deci da. O întrebare fiecare punem. Suntem obligați să punem fiecare câte o întrebare. Ok, suntem 6 oameni, așa că... Da. Așa că dacă o să fie 3-3 iar înnebunesc, o să fie de când. Deci punem o întrebare fiecare, da? Da. Și doamna primar pune două, ca să fim siguri că nu este egalitate. Ok. Treaba asta în felul următor. Gata. Stop. Mă lăsați să vă explic ce se întâmplă? Da. Da. Ok, trebuie să stăm pe următor, pentru că este egalitate. Vreau să vă îndepărtați puțin de clopot. Toți, în afară de Peinuț și Tiner. Vino cu aceea, vino cu aceea. Da, stai puțin că eu făceam ceva la. O să jucăm un joc de cultură generală. Dani, îndepărtează-te de clopot. De cultură generală? Okay. Mamă, nu... De cultură utopiană. Ok. Treaba asta în felul următor. Fiecare din noi vă vom pune câte o întrebare. Eu voi pune două întrebări. Ok. Și cine știe răspunsul, dă din clopot. Ok, forță. Sounds nice. Ok? Câștigătorul va fi primar, al doilea va consilier. Fi consilier. Da. Okay, mi se pare, hai să începem de la Dani. Care sunt, pot eu spun întrebarea aceea pe care ai vrut să o pui mai devreme? Sau pun alta? Mai acum cu emoții, cu Dalia, să ne voi. Băi, și pe mine, nu știu ce să mă întrebe. Dacă vrei să încep eu cu prima întrebare. Sper că nu zici că te-ai la prima întrebare. Hai să încep tu, încep tu. Da.
Trebuie să trebuie să denumiți toate joburile și toate persoanele a cărui sunt joburi, adică, da. Ah, bine. I-am dat primul. Da, sinera, da. Deci avem așa. Ase este pădurar alături de Matey, Anușca este șerif, Peinuțul este healer și adică doctor și bibliotecar. Same, nu știu dacă are sigur un job. Vezi că am are un job. Este și el pădurar. Nociv este măcelarul. Ai pierdut. Ce Same? Same e fierar. Acum le poate zice Pain. Chiar dacă le știe de la tine. Nu, că nu-i corect. Că practic eu dau răspunsul pe tavă. Puneți altă întrebare. Nu, atunci se anulează întrebarea. Mamă, stai că bubuie capul. Regulile, pun eu întrebare. Având în vedere că... Stai că mai are. Întrebarea mea este una foarte ușoară, dar totuși poate să vă dea peste cap. Câte și ce spawnere avem? Am dat! Zi. Deci avem un spawner de scheletoni, o fermă de creeperi, o fermă de iron, o fermă de enderman. Da, e greșit și... deja. Stai și... Nu-i ziceți! Păi dau greșit oricum, gen. Poți să completezi? Păi bă, a zis spawnere, păi sunt toți spawnere. Am zis câte și ce. Da. Da, câte poți să completezi, poți să răspund la întrebare? Și eu răspund de la capăt. Da. Ok, deci făcute sau descoperite? Făcute. Păi da, dar n-ar fi cistic, okay, deci că Pain înainte nu a avut voie să facă ce încerci tu acum să faci. Păi da, dar da, era... da, mi se pare corect să okay. Da, da. Se anulează, asta este. Sunt două spawnere de scheleți. Ok. Stai. Care a fost prima construcție de pe server? Prima construcție de pe server? Am dat. Tu ai dat. Zi-mă, de cine a dat? Cine a dat? Deci prima construcție făcută înainte să se deschidă server? Prima. Ok, a fost orfelinatul de a fost aici. Orfelinat. Greșit? Nu, primele construcții au fost șopurile. Vreau eu șopurile. Nu, băi! Ce? Ce să-mi spun, bă? Da, cum adică? Unul din voi nu merita să fiți primar. La asta... La asta vreau eu să răspund. Da, trebuia să lăsăm pe întrebări. Da, hai să trecem repede. Bun, eu întreb. Câte șopuri sunt active la momentul actual? Nu știu cine a dat primul. Nu, nu au făcut nimica cu el. Ah, ok, deci nu e activ, da. corect. Întrebare. Bine. Da. Bun. Green. Sau Dani. Eu acum. Dani. Câtă lume are Elytra pe server în momentul ăsta? Oh my god. Ia, a dat acolo cu copilul. Fii atent, avem o felul următor. Eu, Mădă, Pain, Nociv, Anușca și Dani Den. E corect, oameni? E fals. Da. Nu știu. E fals? Greșit. De la mine. Da. Păi? N-ai zis să cred! De două zile are. Aoleu. Bă, chiar că... Ok, Green întreabă. Ultima întrebare, nu? Sau mai are primărița una? Decisivă. Da. Da. Câte case sunt construite pe server la momentul actual? Am dat. Deci, okay. O să număr pe cei care au case construite. Matey, Nociv, Anușca, da. Madix, da. Silent, da. Spear, da. Eu, da. Și stai așa pe mai să mai număr o dată dacă i-am numărat pe toți, două secunde. N-ai voie să am adus aminte și Bafo. Le-am numărat eu, hai să vedem. Ok, e greșit oricum. E greșit. Din făcut și eu casă. Băi, dar din cauza lui Green ați pierdut cam tot. Și el s-a ce-am ucit atâta. Primărița mai pune. Am zis Green. Nu, n-am fost atent. Liniște. Primărița. Deci, dacă cine răspunde la asta,
e câștigător, că ați greșit absolut la toate. Mamă, ce primari. Rămânem în serie. Extindere mandat, vă rugăm. Sincer, sincer. Sincer. Bă, primule, mai lăsăm un mandat. Hai, mă, da. Stați să mă gândesc, stați să mă gândesc. Ceva greu, așa. Să vedem dacă merită. Da, 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 că mă gândesc la ceva, dar să nu fie nici ușor, nici greu. Au ieșit? Trebuie genul de întrebare. Liniște. Da. Trebuie să mă gândesc. Mamă. Am eu o întrebare blană. Bun. Cine a găsit primul elitra de pe server? Spinner Chicken Dinner! Eu am găsit prima elitra de pe server. La întrebare, cine a dat primul clopot? Eu am dat. Eu am dat, cum adică? Bă, mi se pare. Răspunsul? Răspunsul e că Spinner l-a găsit, dar practic așa. Era al meu. Deci... Păi da, dar nu, cine a găsit? Cine a găsit, corect. Ok, da. Zi nociv întrebarea. Ok, bun. Enumerați, stați, nu apăsați, imediat dați acolo click-ul. Enumerați toți oamenii de pe Utopia. Da. Eu. Două secunde că am donații și n-au nimica. Două secunde că am donații că opresc acum. Ok. Ideea e că trebuie o întrebare de departajare, adică una care e cea mai apropiată de adevăr, pentru că dacă mamă, stai că am donație. Stai așa puțin. Hai, mă. Deci avem așa. Fetele, Anușca, Madix, Same. Fetele. Oh my god. Bă, mă lăsați să zic. Deci Sane, Peinuțu, Dani, Nociv, Green, Silent, Matey, Snake, și mai sunt încă 3. Ase mai este. Așa. Să mă... Bafo, că n-am mai intrat de 15 ani de zile. Și ăștia suntem. Și eu. Deci asta. Sunt deci 13. Ai uitat unul. Ai uitat unul. Cine? Dobre. Am zis, zis. Snake, da, zis Snake. Da? Bun, forță, hai. Gata, am terminat? Da. Doamne ajută în sfârșit. Deci, primar. Domnul primar. Da? Dificil. Congratulations. Stai un pic. Păi trebuie să fie noapte. De ce nu putem face noapte? Faceți noapte. Vreau să vă zic ceva. Acum nu vrei să fii primar. Veniți. Oh my god, cum ar fi să repete istoria? No! Oh my god. Veniți puțin încoace. No! Liniște puțin, îmi tremură mâinile. Așa. Prin puterea investită în mine, da. Aș dori... Ne declar să știu puțin. Pot să vorbesc? Aș dori... Să construim și o primărie pe mandatul meu. Ar fi ceva, da. Așa, da. Domnul primar, dar vreau și eu să zic ceva. Domnul primar, cum adică? Zice. Vă gândiți direct să ajungeți primar și să vă faceți dita mai moșia, să stați bine, să stați acolo în jacuzzi, nu? Nu în primăria, să ne plătiți, să ne dați bani pe joburi. Vă revedem din funcție dacă nu veniți odată aici. Da, vin. Vă dau cheia orașului. Ia uite. Ăla e un loc de dragon. Da. Iar tău? Păi, oficial ești consilier? Bă, nu știu, nu vreau. Atunci vreau să-mi aleg eu consilierul. Alege-l tu. Consilierul vreau să fie doamna primăriță veche, pentru că deja are experiență și cred că sunteți de acord că m-ar putea ajuta pe parcursul mandatului. Să te îndrome un pic, da. M-am rușinat. Da. Deci sunteți de acord? Păi da, tu ți angajezi. Nici nu contează dacă suntem noi sau nu de acord. Ok. Altceva, mai aveți opinii? Domnul, trebuie să vă schimbați costumul. Vreau să vă zic eu ceva, dar nu dați un tort acolo, o pomană electorală, o ceva, o măslină, o ceva. O măslină. O măslină. Ia zic. Frumos. Am făcut un grătar pentru voi. Din dușmani l-ai făcut. Domnul primar. Da. Bine, domnule primar. Îmi plătiți și mie o vacanță. Îți plătesc. Eu vreau în Maldive și în Saint-Tropez, dacă se poate, vă rog, mulțumesc. Haide, nu cereți mult. Nu. Stați așa că pornim. Era fain, da? Era bun și un tort adus aici. Niște cartofi prăjiți. Stați că mă duc să fur un tort de la Green, hai un pic să discutăm.
Gata, o avem da, primar. Da, 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 vă salut, vă salut, bine. Îl așteptăm pe Green. Stai, oare pot să... Nu știu dacă pot să-l trag. Hop. Nu pot să-l iau. Să sărbătorim. Te-am tras cu forța? Cum? Am putut să te trag cu forța aici în camera asta? Dar nu terminaserăm. Nu? Nu, 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 hai repede înapoi, că nu terminaram. Aolo, se mănâncă tortul. Nu mai vorbiți numai în care vă rog frumos. Aolo, a ratat tortul. Ce zici, mă, peinule? Ia uite cum arată. Bă, dar și lumânare, trebuie să sufli în lumânare. Stai că aduc eu lumânare, stai că aduc eu. Aduce lumânare, adu o lumânare. Stai repede, aduc eu. Bă, eu am ales primarul, felicitări, Stiner. Mulțumesc. Mă, ce cu carnea asta puteți? Ne vedem la următorul primar, glumesc. Hai să mâncăm tot. Stați, nu, 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 nu mâncați, nu mâncați, stați un pic. Mă, nu mâncați, stați un pic. Mamă, haide, domnul, domnul Mășelar, puneți-a pe nu, unde am pus-o? Bă, puneți frumos, dar nu cred că mai merge. Păi dar o mânca din el, repede. Stați că mai iau în scopul primăriei de la domnul cofetar aici. Stați un pic, așa, uite, am aprins și eu frumos lumânarea. Aia zic, gata, și suflăm în lumânare. Nu tu, mă, primarul, lasă primarul să sufle. Da, 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 cum se suflă în lumânare? Stați așa, stați așa, dați, luați lumânarea de aici, băi. Luați lumânarea de aici. Hai, pune. Hai, pun eu și să o aprindem. Gata, poți? Hai că mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, utopia. Aolo, zici că mergem către moarte cu tine, nu mai vreau, am plecat. Bă, mi-e sună mai mult acum. Hai să mâncăm acum. Suflă, mă, întorc. Hai, suflă. Fă ceva. Gata. Dă-ți-mă capul ăla jos. Ai pus o dorință. Gata. Mi-am pus o dorință. Dați-mi lumânarea înapoi, că era închiriată lumânarea. Ia zi. Sinner. Dorința mea este... La o prosperitate cât mai bună. Zi așa. Nu. Îmi doresc să devenim cel mai prosper oraș. De pe lumea asta. Da, e băi bun. Da. Noi și villagerii, ne batem cu villagerii, vine. Și ăia fac numai... Nou la live, bă, asta bă, sină. Mă duc să termin și eu episodul, vă mulțumesc pentru chestia asta. Bă, zi utopienii mei. Sinner, baftă la stres acolo, baftă la stres. Pune titlu, Spinner, că ești nou primar. Bun, hai. Aia păstrăm. Să mergem cu Green aici, îl așteptăm pe Green. Băi, dar am tot primesc notificări. Din nou vă zic, nu am suficient timp să mă ocup de funcția de primar. Când o să am suficient timp, o să candidez. Până atunci eu să mulțumim. Poate chiar mă bag în poliție, să vedem. În episodul următor, cum ar fi să-l vedeți pe bunicul măcelar în poliție, dar să fiu, cum să zic, măi, că îmi scap acum. Cum ar fi să fiu corupt, polițistul corupt, polițistul măcelar corupt. Măi, dar mai vine Green. Alo, da, Green, salut. Așa. Salut. Bun, eu sunt acum pe episod. Un subscribe acolo la Green, îl aveți în descriere pentru că ne ajută. Hai, Green, aici, la moșia mea. Acum, imediat, stați puțin că m-am dus și eu până acasă. Da, așteptăm. Ca să îmi duc și eu mâncărica acasă. Și așteptăm, nu-i problemă. M-am pic să mă uit, să-mi văd materialele. Ia uite, împrăștite un pic aici. Deci da. Aș vrea cumva din materialele astea să fie făcut shop-ul. Uite de aici din chestul ăsta, hai să vezi. Ia, stai puțin. Ia, care? Uite din astea, că m-am adunat din end. Știi, să folosești tot ce ai pe aici și să faci ceva. Să mai adun din end, eventual, dacă n-ai suficiente. Da. Bun. Și unde este shop-ul, ia? Aici, chiar aici și ea. Să respecte dimensiunile astea, adică practic unde-i ăsta să fie bloc, știi? Exact, aici să fie bloc. Gardul se poate scoate, da? Da. Păi practic unde-i gardul să fie blocurile, să fie zidul. Și nu trebuie ceva imens, dar să fie cu etaj sus, știi? Cu ieșirea în care direcție? Încolo sau încolo? Da, ar fi fain să fie și aici practic geam și aici, știi? Să poți să servezi pe două părți, da. Mm-hmm. Ceva în genul ăsta. Dar acum cum îți iese ție, știi? Și să nu-l faci, să nu-l faci mai mare decât l-are Silent, adică e suficient. Poate chiar și mai mic de atât, iblană. Știi? De obicei cu construcție cu pietre din End, recomand un shop mai micuț, gen
cam așa ca la Sinner. Da, 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 oricum, dacă îl faci micuț, îl putem mări după, deci nu e o problemă. Ideea e mai bine să fie da, un da, pic da. Mai... Bun, bun, bun. Perfect. Și să fie, dacă îi și camera jos, cât bă costă? Pentru că este un shop doar 15 diamante, că este mai mic decât și o... Așa e ieftin, păi vă dau 20, că sunt... Sunt un om, aveți, un om da, darnic, vă dau, vă dau 20, cum să nu. Dăm ciubuc așa, 5 diamante, ca boșii. Unde mulțumim. Stați că nu știu unde sunt, aici sunt, aici sunt, deci 20. Hop, 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 hop. Le punem frumos, hai că le-am pus dacă e. Stați că mă bate un pic în Minecraft-ul. Așa, perfect. Dar vreau să le dau așa câte unu. Una, două, trei, patru, 20. Câte unul am dat. Mulțumesc. Da, da, da. No, bun, acum și cam în cât timp aș putea să văd shop-ul gata? Într-o zi, păi, două? Păi, dacă este, îl termin chiar în seara aceasta. O, frumos așa. Atunci, probabil eu o să-l văd pe mâine, cam așa. Iau și-o materialele în ghiozdănelul meu, ca să... Da, da, da. Și sticla tot așa, să folosiți pe aceeași culoare sau culoare apropiate. Gen să fie tematic așa frumos. Da, da, da. Da. Bun, păi atunci vă foarte mulțumesc și ne auzim. Nu aveți pentru ce. O seară în continuare vă doresc. Și eu vă doresc la fel. Subscribe acolo la Green, îl aveți în descriere. Să-ți dea lumea subscribe acolo blană sau să nu-ți dea? Ce zici? Să dea, să dea. Să dea, aia zic. No, bun. Bine. Hai, mă sunt și eu. Hai că... Da, numai după aia mi-am dat seama că o zis te pup. Am zis și eu, am crezut că zice te salut, știi? Că e ciudat să zici și eu, dar în fine. Mai contează, am zis în greșeală. The fail. Am crezut că zice o seară bună sau te salut cu respect și am zis și eu și eu din instinct. În fine, bun. Perfect. Eu nu am vorba asta cu te pup că mi se pare ciudată. Dar în fine, trecând peste. De cât timp suntem pe episod, sunt curios. Avem 31 de minute. Este relativ ok. Hai să vedem, să ne uităm un pic la Green, că deja se apucă. Deci să vă explic cam ce vreau eu să vând în acest șopan. Vreau să vând mâncare și vreau să vând tot ce ține în primul rând de măcelărie, ok? Lână și așa mai departe, pene. Însă, mai vreau să-mi iau un job, aș vrea să fiu și agent de poliție. Și să facă așa ca un fel de mânării, știți ce zic? Nu știu, cumva să gândim roleplay interesant și să fiu polițistul măcelar, ceva în genul acesta. Cred că ar fi fun, dar să-mi dați cât mai multe idei... What is this? Să-mi dați cât mai multe idei de ce am putea face. Ok? Și încă o dată sper să îmi arătați susținerea blană acolo, să nu vă supărați că nu am luat funcția de primar. Știu că voi vă doriți foarte mult chestia asta de la mine și că vă doriți să mă vedeți primar în Utopia, dar vă zic sincer, pentru mine faptul că am reușit să aducem seria asta e suficient. Nu vreau funcții, nu umblu după funcții, nu vreau să ies în evidență, nu știu cum. Eu vreau să mă distrez, vreau să fac ceea ce îmi place pe serie și asta și fac. Dacă o să simt să vreau să fiu primar, o să candidez. Acum nu știu dacă voi și ieși, dar vedem. Când am candidat în prima tură și după aia am renunțat la funcție, că v-am zis care a fost faza atunci, am ieșit, toată lumea m-a votat pe mine, doar eu am dat... un alt vot, în rest eu am primit toate voturile. Deci șanse sunt să ieșim primar dacă ne dorim. Din păcate nu mai avem nici tortul. Avem level 60 și vă pregătesc un episod blană rău, rău de tot. Știu că am zis că mai enchantăm pe episodul ăsta, dar o să facem asta pe episodul următor. Toate cele bune, vă salut cu respect. Sper că ați bubuit butonul la blană de like, un subscribe plus clonțopel. Veniți pe Trovo, primul link. Vă salut cu respect, pa, pa.